Orșilor, haideți că eu am terminat cafeluța. Nu vreau să filmez astăzi, dar am vorbit cu mama mea și a zis că îmi face ceva de mâncare, ceva foarte bun, ceva proaspăt. Și m-am gândit până la urmă să filmez. Deci am terminat de băut cafeluța. Mi-am pregătit o colinguriță de miere de rapiță, după cum știți. Ia uitați ce bine arată. Burcanul ăsta de miere s-a terminat. Și m-am dus jos în magazie, în laborator și mi-am luat alt Borcan de rapiță, de data asta mi-am luat din asta mic. Am consumat și o linguriță de păstură. Ia uitați, pâinea albinelor e foarte, foarte bună. Suplimentele mele picole da, care mă fac să fiu puternic și sănătos ca un urs. Acum haideți să mergem jos să ne pregătim ceva de mâncare, pentru că a trecut cam o oră de când m-am trezit. Și vreau să vă arăt toate mesele de astăzi. Ce mănânc eu să slăbesc în 2022? Ok, mi-am pregătit aici micul dejun pentru că a trecut aproximativ o oră de când m-am trezit și după aia o să mergem la sală. Și e bine că eu vreau să mănânc ceva și înainte să merg la sală pentru că am mai multă forță, nu știu, e mai bine când te așa să ai ceva în stomac. Dar până ajung eu la sală o să mai treacă vreo două ore, așa că o să aibă timp să se digere și mâncarea asta. Avem aici 100 grame de mușchi, din acesta v am arătat și în, în clipul trecut. dar foarte puține calorii, 100 de grame de mușchi, 100 de calorii, 20 de grame de proteină. Avem cașcaval, am pus decât două feliuțe, aproximativ 40-50 de grame, are undeva la 310 calorii pe 100 de grame, deci undeva la 140-150 de calorii. Pâinea are și vreo 120-130 de calorii, pentru că am folosit decât două feliuțe de pâine. Și lângă, vedeți, am încercat să pun cât mai multe legume. Am pus castravete și ridiche pentru micronutrienți, pentru vitamine, pentru minerale, da, pentru fibre, pentru că sunt foarte slabe în calorii legumele și de aceea trebuie să mâncăm cât mai multe. Ia uitați cum sună castravetele ăsta. Mm -hmm. Sunt foarte buni, sunt crocanți, avem proteină, da, foarte multă proteină de la mușchiul ăsta, proteină slabă, mai avem proteină și de la cașcaval, avem și grăsim pentru că proteina vine la pachet și cu grăsim, mai ales în brânzeturi, avem aici carbohidrații, da, pâinea o sursă de carbohidrați, puteți să vă alegeți ce sursă de carbohidrați vreți voi, deci avem toți macronutrienții și cât mai multe legume, da? Jumătate de farfurie încerc să o pun cu legume. Și asta este prima masă pe ziua de astăzi. Haideți să mergem sus să o savurăm și apoi să ne pregătim de sală. Am venit de la sală urșii mei, am ars foarte multe calorii. Am făcut la sfârșitul antrenamentului și vreo 50 de minute de cardio, unde am ars 600 și ceva de calorii. Acum haideți să vedem ce a pregătit aici șeful meu bucătar, pentru că a făcut mâncare și vreau să mănânc ceva. Ia să vedem ce e aici o oh, ciorbiță de vită a făcut aici. Ia uitați, vedeți? Se vede un pic grăsimea, dar nu nimic, că nu o să dăm grăsimea. Mamă, hai să ne punem și noi o porție. Ia să vedem ce avem și aici. Bine, cred că o să punem decât ciorbă, pentru că mi-e așa foame. Mamă, avem fasole cu cărniță din asta afumată, cu coaste, cu crnați, cu ciolan. Vai de capul meu ce avem aici, nebunie nebunie asta, o să mâncăm uh, după aia, mai pe seară. Ok, așa arată a doua masă a mea urșilor. Haideți să vedem ce avem aici în ciorbița asta. După cum puteți vedea, nu prea are grăsime pe deasupra. Văd că are mult orez, de aceea o să mănânc și fără pâine. Mai avem uh, foarte multe legume pe lângă orezul ăsta. Ceapă, roșii, ardei roșu, uh, dovlecei, văd că avem. Ia uitați dovlecei pe aici. Da, foarte, foarte multe legume, țelină și haideți să vedem și cărnița asta de vită. Mi-am pus o bucată destul de mare, pentru că eu sunt carnivor, îmi place foarte mult să mănânc carne. Ia uitați ce avem aici, un fel de coastă, așa, super, super bună. Mamă, ia uitați ce e aici, nebunie, da, un fel de coastă, de fapt coaste, uitați coastele aici, foarte bună, par de destul de slabă carnea. Deci nu se să aibă foarte multe calorii această ciorbă. O să-mi pun și niște ardei din asta iute și abia aștept să mănânc pentru că îmi place foarte mult ciorba. Poftă bună și ne vedem mai încolo la următoarea masă. S-a făcut ora 6 jumate, nu mi-este foame, dar am chef să ronțăi ceva, așa că voi mânca aceste portocale. Pentru că astea sunt cele mai bune ronțele, da? Fructele sunt cele mai bune gustări. Când ai nevoie sau când simți nevoia să ronțăi câte ceva, dar nu-ți este foame, cel mai bine este să mănânci fructe. Pentru că au un conținut foarte scăzut de calorii, portocalele au 47 de calorii pe 100 de grame, ceea ce este foarte puțin. Sunt pline de vitamine, sunt pline de apă, de fibre, da? sunt foarte, foarte bune și încercați să le mâncați întregi, bine, fără coajă, evident, dar știți la ce mă refer, să nu le stoarceți, pentru că nu veți mai mânca deloc fibre dacă le stoarceți și vă faceți suc de portocale. Și dacă nu în fibre, nu ne săturăm și de aceea este mult mai, mai bine să le mâncăm întregi fructele, fără să le stoarcem, fără să le blenduim. Creierul asimilează altfel senzația atunci când mesteci, da? Așadar, dacă ai posibilitatea să le mesteci, Meste pentru că este mult mai bine decât să uh, le storci și să bei efectiv băutura. Vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo cu următoarea masă. Probabil că pe la 8-9 o să iau și la a treia masă, o să mănânc fasole din aceea pe care v-am arătat-o, dar până atunci o să mă delectez cu aceste portocale. Chiar mi-e poftă, n-am mâncat de mult portocale și... Uh, am înțeles că sunt foarte bune. S-a făcut ora 9 ori și mei, ne uităm la Survivor și am pregătit aici ultima masă. Haideți să-l arăt cât de bine arată fasolea asta. Are și niște legume așa prin ea, dar uh, piesa de rezistență este carnea. Ia uitați aici ce carne și chiar avem. Uh, se pare că șeful meu bucătar nu a folosit carne grasă. Avem carne slabă chiar de porc. Ia uitați ce slabă e foarte mișto. Mai avem și vreo două, trei bucățele de cărnați. S-au nimerit acolo în polonii când mi-am pus. Și aici piesa de rezistență, o coastă din asta fumată. Super tare. Abia aștept să mănânc. Mi am pus foarte multă carne. Este o masă copioasă și care are foarte, foarte multe proteine. Pentru că și astea, și fasolea are vreo 9 grame de proteine pe 100 de grame. Aici avem pâine, un colț de pâine. O să mănânc totul cu niște murături din astea. Avem varză murată, din asta în saramură, de la butoi și aici avem niște ceapă pe care o să o mănânc cu sare din asta, da? Vă urez poftă bună tuturor! După cum arată masa asta, nu cred că o să mai mână nimic pentru că are și foarte multe calorii, are foarte multă proteină și nu o să mai trebuiască cu siguranță absolut nimic de mâncare. Poate reușesc să adorm și mai devreme pe la ora 12, așa 1 ar fi extraordinar. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac clipurile mele, să lăsați și un like, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. V-am pupat! Poftă bună și somn ușor!